Ziua, bună ziua, oameni buni! Ne bucurăm că și astăzi suntem împreună la emisiune. Ei bine, oameni buni, oriunde s-ar afla românul pe planeta asta, simte tot românește, băi nene. Adică tot la casă și la rădăcini este gândul și sufletul, așa că se bucură din plin de fiecare moment când poate să aibă un artist la el acasă, să-i cânte la o petrecere, să fie bucurie. Să știți că e un scandal, nu știu dacă l-ați văzut pe TikTok, cu Culiță Sterp și întreaga lui orchestră, care a fost chemată să cânte la Madrid. În pauză, Culiță cu întreaga lui orchestră s-a dus la un alt eveniment în același local. De aici a ieșit un tâmbălău destul de mare. Multă lume îl acuză pe Culiță. I-a spus: domne, dacă doamna aia ți-a plătit avionul, transportul, cazarea și bineînțeles să cânti la evenimentul ei, de ce te-ai dus în cealaltă parte să cânti? Adică treaba e cât se poate de controversată pe TikTok. Numai că e Culiță cu noi în direct să povestim despre toate aceste lucruri. Salut, Culiță, ce faci? Salut, Cătălin, te pup. Am avut și zile mai bune. Cum e? Cum stau lucrurile? Pentru că am văzut exact ce s-a întâmplat acolo, am văzut și punctul tău de vedere, am văzut și ce zic ceilalți oameni. Da, deci ca să o luăm așa de la începutului, mă aud puțin în ecou, nu știu dacă puteți face ceva. Noi da, te auzim foarte okay, bine, okay. Dar nu se aude nimic, la noi e bine, perfect. Am înțeles. De la începutului să o luăm așa, doamna ar fi vrut să mă cumpere pentru ea, cum ar veni, să mă cumpere cu tot, înțelegeți? Să-mi plătească și timpul liber atunci. Așa ar fi trebuit dacă aș fi mers să cânt mai pentru ea. Problema este că noi trebuia să mergem să cântăm acolo de sâmbătă și ea ne-a dus să mergem de joia. A zis: veniți de joia pentru că vreau să fiu sigur că voi sunteți aici, că este totul ok. Am zis: bine, doamnă, venim de joia. Dar atunci eu vinerea trebuie să mai iau și eu o cântare, că nu stau degeaba să mă uit la desene animate. Și mi-am mai luat vinerea o cântare la un club acolo și a fost foarte, foarte nervoasă, că de ce, vezi, doamne, am luat o cântare acolo pe banii, pe biletele ei, dar ăsta, botezul cu ei era stabilit, noi aveam doar o cântare, gen, trebuia să mergem să cântăm doar pentru botezul ei, atât. E logic că dacă mă chem doar pentru tine, trebuie să-mi plătești cazarea și biletele de avem, pentru că așa ne-am înțeles. Ulterior, în urmă cu 2-3 săptămâni, am mai luat eu o cântare. Ce era să fac? Să-i zic la omul ăla: sună pe doamna aia și te rog frumos, plătește-i. Să împartă doamna cu domnul biletele de avion și cazarea, știi cum e, dacă amândoi l-au vrut pe Culiță acolo, doamna în verde, că așa îi spui pe TikTok, zice: domne, eu am plătit transportul, am plătit cazarea, și Culiță, practic, ceilalți au beneficiat de Culiță la un alt preț față de mine. Ca să vă spun, asta a fost vinerea, că noi vinerea am luat o cântare, în fine, sâmbătă când cântăm la ea la botez, am cântat acolo, mai era încă o formație și fiecare cântam câte o oră. Eu cântat o oră, e o oră, e o oră, e o oră, fiecare așa, până am cântat trei programe. La al patrulea program, intră oamenii, cântă și am spus, mă duc și eu până jos, i-am spus la omul care cânta, zic, mă duc și eu până jos, că au venit oamenii ăștia după mine, în aceeași clădire, mai era încă un botez. Au venit după mine, s-au rugat de mine, mie când se roagă oamenii de mine și văd că sunt oameni faini, oameni ca lumea, i-am zis, bă, hai că mă duc să le fac un program de jumătate de oră, că doar nu fi foc, că aici sus cântă omul ăsta, alaltă era domnul Cornel Cojocaru, zic, este ok, nu cred că este absolut nicio problemă. N-am apucat să cânt 15 minute, că vine doamna aia de sus cu o falcă în cer și cu una în pământ. Dar pe mine nu m-a deranjat că a venit. Putea să vină să distreze cu noi la botez dacă nu se distra pe muzica ei de sus, că nu era absolut nicio problemă. M-a deranjat că i-a luat microfonul la colegul meu din mână, a dat cu el în aer în tavan și l-a spart microfon de 2500 de euro și după aia a căzut pe jos. Nu suntem în junglă, că putem să le rezolvăm pe toate. Frumos, la mine în contract, eu am contract cu ea, scrie, prestatorul de servicii, adică eu, este obligat să-și facă programul, cu excepția pauzelor dintre programe. Deci eu în pauzele dintre programe nu eram obligat să fiu acolo, să scrie și în contract, 100%. Oamenii nu știu chestia asta, cred că eu mă duc așa, eu am contract făcut cu ea, frumos tot, și am zis că o să acționez în instanță pentru ce a făcut ea, că n-a fost frumos, că a venit și a făcut scandal acolo la noi, a dat cu microfoane în aer, zici că era bărbat, vrea să ne bată. Dar în același timp am văzut și mulți oameni care zic: domne, dacă doamna aia a plătit avionul, a plătit transportul, ea îl vroia pe Culiță doar pentru ea, știi cum e, adică să cânte doar la evenimentul ei. Adică fala acolo în Madrid să fie: băi, Culiță a venit doar la noi. Noi am plătit și transport și cazare și tot, știi? Și uite, Culiță s-a dus și la vecinii să cânte. Eu cred că mă voia pentru ea, nu mă voia pentru botez. Cred că de-aia era așa nervoasă. Nu, am glumit, adică la modul că vroia să fii la evenimentul dumneavoastră. Da. Știu că și eu glumesc, dar chestia asta e că noi suntem oameni, până la urmă nu trebuie să reacționăm impulsiv. Ce se întâmpla dacă reacționam și eu cu nervii pe care i-a avut aici ea? Aici ai dreptate, așa e. Să iau, să arunc în sus, să fac...
Aici da, asta e că a luat microfonul să dea cu el de pământ sau cine știe ce putea să iasă de acolo. Dar nu v-a achitat contractul? Nu a achitat absolut niciun leu. Noi mai aveam de luat bani acolo la botez, pentru că am luat doar un avans, un mic avans am luat, nesemnificativ. Și am spus doamnei, ok doamnă, nu vrei să ne mai plătești, am înțeles. Tragem din prețul ăla 1000 de euro, tragem 2000, tragem, dar dăm restul de bani pentru că eu ți-am cântat 3 programe acolo, 3 ore. Nu pot ce am făcut act de binefacere. Ți-aș fi făcut dacă aveai o problemă, dacă fac și acte de caritate. Dar doamna era ok, era în regulă și ea și familia ei. Adică mie mi-a plăcut de ei, au fost niște oameni super. La început când am ajuns, am fost la ei acasă, am făcut poze cu ei, s-au bucurat că am venit. Cred că asta a fost singura problemă, ea voia exclusivitate, că vezi, doamne, de ce să aibă și vecinul ce am eu, dar să moară și capra vecinului. Dar știi cum e, de ce să aibă și vecinul, dar eu am plătit să te aduc acolo și cred că asta zicea da, doamna. Eu am, că dacă nu plătea doamna, tu nu cântai și la vecinii de acolo. Nu e adevărat, că doamna, dacă nu mă plătea, eu veneam să cânt vineri la Madrid, că am cântat acolo la o discotecă și tot veneam, deci oricum veneam. Am înțeles. Doamna eu veneam pentru vinerea aia să cânt, dacă era. Doamna probabil s-a gândit că, uite, domne, eu l-am adus și acum beneficiază și alții. Da, doar că nu mi s-a părut ok, pentru că eu nu am lipsit de la evenimentul ei. Eu, în pauză, îi scrie clar în contract că, cu excepția pauzelor dintre programe, trebuie să-mi desfășor activitatea. Și eram în pauză atunci. Adică și cum s-a terminat? Cum s-a terminat? Ați continuat jos și nu m-ați mai dus sus la botezul de sus sau cum? Păi nu ne-a mai primit doamna. A zis, nu mai aveți ce căuta la mine. S-a dus, deci mai este încă o chestie pe care oamenii nu știu. S-au dus băieții să-și ia instrumentele și i-a scos de acolo. Bă, ești afară, ce faceți? Doamnă, stai puțin, că am venit să ne luăm instrumentele, nu facem absolut nimic. Adică l-a luat pe băiatul meu cu clarinetul pe Andrei, l-a tras de mână și l-a jurat. Săracul de... ăla nu știa ce se întâmplă. Zic, doamnă, dar am venit să-mi iau clarinetul. Nu, ești afară. Deci o petrecere deci, care trebuia să fie senzațională s-a terminat așa cu puține scântei. Știi ce îmi pare rău, Cătălin? Că n-am prins tortul, că am auzit că era bun tortul și nu l-am prins. Păi și jos măcar ați mai cântat? Eu am vrut să mai continui jos să mai cânt, dar m-am sfătuit și cu formația și nu era ok nici pentru băieții de acolo care era formația cealaltă de jos, că n-am vrut să le stric și lor, că dacă cântam eu ei nu mai apucau să mai cânte și după ce că am... a fost problema care a fost sus, n-am mai vrut să mai continui nici jos, că m-am gândit că poate vine doamna iarăși și face scandal mai mare sau poate cheamă pe nu știu cine, că deja o dădea în amenințări, nașul de acolo de la botez o dădea în amenințări, că el îl cheamă pe ăla, zic, domnule, noi ne facem treaba și atât, nu ne a venit să ne batem aici. Atunci am zis, hai să mergem la hotel, ne vedem de treabă și mergem acasă și aia e treaba. Au zis doamna către noi, stați că vedeți voi că vă anulez și biletele de avion și vă anulez și hotelul, tot, vă scot afară, de ea voia să se răzbune pe noi atunci. Supărarea mare. Doamne, cum să ne anulezi biletele, că n-ai cum. Supărarea era foarte mare. Păi și a anulat biletele de avion? Că n-a reușit că am avut și eu niște prieteni pe acolo, pe la aeroport. I-am sunat și eu și a fost bine. Dar, Nu, doamne ferește. Bă, dar uite cum începe totul, știi, te duci la oameni acolo, te poftesc acasă, la masă, faci o poză, dar trebuie să-i zici și tu, Cătălin, poate trebuie să-i zici și tu, doamne, în verde, doamne, uite, mă cheamă și oamenii ăștia, mă iubesc mult de tot, mă duc să cânt și la ei și atunci poate doamna nu se mai supără. Nu era de acord, crede-mă, ea era o doamnă, știi ce fel de femeie era, genul ăla de femeie care ia taie, ia spânzură, adică îl vedeam, bărbatul ei nu zicea nimic, ea era cocoșul și găina în casă. În fine, problema ei nu mă interesează. Când am ajuns acolo, n-am avut nici măcar masă unde să stăm, stăteam 20 de oameni la o... Eu n-am prestat așa ceva în viața mea. Două formații la o singură masă mâncam pe rând. E așa ne-a pus că au ce s-a gândit ea, că oricum nu trebuie să stați toți deodată, că doar unii cântă, unii mănâncă. Ok, doamnă, dar alea 5 minute, 10 minute până să schimbă instrumentele, până alea ce facem? Stăm și noi în picioare, stăm... N-am avut nici măcar masă, credeți-mă, ea de la început. Ideea e de că la început a fost așa, nu știu. Dacă ar mai fi să le spunem ceva oamenilor, este că tot acest moment a fost, lumea a aflat de el de la TikTok-ul tău, de pe TikTok-ul tău. Adică tu ai fost cel care ai făcut primul public lucrurile astea. Eu am vrut să fac public. De ce? Pentru că acolo s-au filmat foarte multe imagini și nu am vrut să se inducă lumea în eroare, ci să se taie din filmări, să se taie pe părți și să apară numai ce vor ei. Așa am explicat absolut tot ce s-a întâmplat, pentru că oricum apărea, următoarele zile apărea, era imposibil să nu apară, pentru că foarte mulți oameni au filmat. Și se ducea lumea în eroare și aflau altceva. Vreau să spui ce a zis mama Geta de toată povestea asta.
Săraca, de ce să zic? Mă, dragă mami, mă, iar nu ți-ai luat banii, mă, ce ai puțin, mă, atâția bani ai pierdut acum, iar prin ce să fac, mamă, zic, anul ăsta au fost pe pierdere. Deci mama Geta supărată. Nu mi s-a întâmplat niciodată, Cătălin, crede-mă, de 5 ani de zile, când și nu mi s-a întâmplat niciodată, trebuia să pățesc odată și chestia asta, ei, asta e, se mai întâmplă, e o învățătură de minte, pe viitor să scriu acolo, să scriu un contract despre chestia asta specific, dacă mai este și alte formații, în pauza aia avem voie să facem ce vrem. La noi scrie doar că în pauze nu trebuie să ne prestăm serviciile muzicale, doar că nu scrie despre chestia asta, dacă era și altă formație. Dar pe viitor o să fac și chestia asta. Iancu ce face? E bine, Iancu este la București și filmează un film cu Romania, cu Antonia, cu mai mulți. Filmează Haita. Un film fain care o să apară în februarie. Haita, cred că da, da. El este, joacă rolul unui polițist. Bravo, foarte tare. Bine, da, Culiță, să aveți baftă și poate cine știe, Iancu în rolul lui de polițist o să-i prindă pe hoții aia de v-au spart casa. Doamne ajută, oricum suntem aproape, cred că o să vi arăt curând. Aveți grijă de voi. Bine, vă pupăm. Numai bine. Salut.